Prin harul Domnului am ajuns și noi seara aceasta la dumneavoastră. Vă salutăm în numele Domnului, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Lăudăm numele lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat și am putut să ajungem la dumneavoastră. De dimineață, cred că în jurul orei 3:30, suntem în priză și cred că nu așteptați chiar așa mult de la noi. Dacă așteptați ceva, Dumnezeu are. Să-i cerem Lui, pentru că El este aici, casa este a Lui, lucrarea este a Lui, cuvântul e a Lui, legea e a Lui, El face regulile, noi trebuie să le respectăm. Și de asta e frumos când ne strângem la un loc, când ne credem unii pe alții, când suntem obosiți, da, într-adevăr. Dacă cumva am mustrat pe cineva, era fratele obosit și n-avem ce face, trebuie să primim mustrare, primim laude, primim de toate. Dacă când le primim ca de la Dumnezeu, atunci ele lucrează în viața noastră. Este interesant lucrarea Duhului Sfânt pentru că noi am primit un Duh nu ca Duhul lumii. Noi am primit Duhul lui Dumnezeu care ne face să creștem spiritual și ne face ceea ce auzim să și punem în practică. Probabil dumneavoastră și eu și familia noastră avem ce îndrepta, avem ce pune la loc în viața noastră și spuneam și de dimineață, noi nu suntem finalizați. Procesul nostru de creștere este în permanență și se va sfârși doar atunci când alții ne vor duce și atunci nu se va mai putea face nimic. Dădeam dimineața exemplu cu olarul, pentru că noi suntem făcuți din lut, o materie relativ maleabilă, poate fi prelucrată și olarul atât șlefuiește lutul până când iese un vas care îi place lui, care îi se cere pe piață. Noi suntem niște vase ale lui Dumnezeu, care Dumnezeu de la început a intenționat să fim după chipul și asemănarea lui. Și Dumnezeu are dreptul să lucreze la vas până când vrea El și cum vrea El. De aceea am dorit din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze și seara aceasta și să ne dea un cuvânt așa cum crede El de cuviință. Am ascultat și eu textul în seara aceasta aici și n-am vorbit cu frații. Ba din contra am spus la fratele Nicolae că suntem obosiți, eu am fost șofer de dimineață și până acum și un picuț poate am fost prea solicitat. Îl rog pe Dumnezeu să-mi dea un cuvânt pentru dumneavoastră de aici din textul respectiv și dacă cuiva păsuiește, bine ar fi să luăm aminte. Eu o să vorbesc cu mine seara aceasta și vă invit pe dumneavoastră să ascultați ceea ce îmi spun mie. Dacă vă păsuiește și dumneavoastră, aș dori din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. E vorba aici despre cei doi ucenici. După învierea Domnului, știți dumneavoastră întâmplarea aceasta când cei doi ucenici au lăsat Ierusalimul, care era casa lui Dumnezeu, Ierusalimul era casa lui Dumnezeu și s-au dus spre Emaus, care se traduce cetatea lumii. Este interesant că ei au lăsat în urmă ceva bun, ceva ce plăcea lui Dumnezeu și au plecat spre alte lucruri care probabil vreau să se descurce și ei cum găseau de cuviință. Domnul Iisus n-a fost mulțumit de ei. Și acum mă întreb pe mine, este mulțumit Dumnezeu de mine? Găsește plăcerea Dumnezeu în ceea ce fac? În atitudinile mele? În starea mea? Găsește Dumnezeu plăcere în ceea ce fac când eu cercetez scripturile și vreau să le înțeleg sau nu vreau să le înțeleg? Oamenii aceștia au plecat să se descurce la cetatea lor și discutau pe drum. Oamenii aceștia erau triști. Spune cuvântul Domnului, eu nu o să recitesc încă o dată, dumneavoastră ați auzit lucrul acesta. Nu erau într-o stare bună. Oamenii aceștia l-au văzut pe Domnul Iisus lucrând, l-au văzut pe Domnul Iisus făcând minuni, l-au văzut pe Domnul Iisus scoțând draci, l-au văzut pe Domnul Iisus dând vedere orbilor. Oamenii aceștia l-au văzut pe Domnul Iisus frângând pâinea și dându-le de mâncare. Oamenii aceștia au văzut minuni mari. N-a fost mulțumit Domnul de ei. Coborau la vale, au lăsat cetatea, au lăsat biserica. Au lăsat biserica, au lăsat casa Domnului, au găsit ei, grupul lor mic și au vrut să lase biserica. Nu știu de ce vorbesc așa. Au vrut să lase casa Domnului și să ducă să se descurce singur. Și au început cu politica. Noi credeam că o să ne scape, că o să se întâmple, că o să... Și așa mai departe.
Nu s-au întâmplat lucrurile acestea, erau descurajați. Mergeau pe drum. Cum mergeau pe drum? Fără Domnul Iisus. Îi bine să mergi pe drum fără Domnul Iisus? Nu-i bine. Cei mai mulți avem experiență. Acei care au fost în lumea aceasta și Dumnezeu i-a chemat la mântuire, au de plină convingere că nu-i bine să mergi fără Domnul Iisus pe drum. Nu-i bine. Oricare ar fi direcția ta, nu-i bine fără Domnul Iisus să mergi. Pentru că este singurul în măsură ca să ne dea o direcție bună în viață. Nu-i bine fără Domnul Iisus. Dar la un moment dat vine Domnul Iisus lângă ei și începe să discute cu ei. Și asistăm la alt aspect. Să mergi cu Domnul Iisus pe drum și să nu-L cunoști. E posibil așa ceva? Să umblăm la adunare, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și să ne intereseze altceva. Să nu-L cunoști pe Domnul Iisus, mergând pe cale, mergând cu El, mergând alături de El. Îi bine să mergem cu Domnul Iisus și să nu-L cunoaștem. Cum putem să-L cunoaștem pe Domnul Iisus? Cum pot eu să-L cunosc pe Domnul Iisus? El ne-a lăsat cartea aceasta, această carte minunată. Din ea spune Domnul Iisus, cercetați scripturile căci ele mărturisesc despre mine și în ele găsiți viața veșnică. Dumnezeu să ne binecuvinteze. A fost un aspect foarte interesant. Mergea Domnul Iisus, ce vorbe sunt astea care le vorbiți între voi? Îi place Domnului ce vorbesc eu? Când ne întâlnim doi și mergem pe calea aceasta, mergem în direcția noastră, îi place lui Dumnezeu ce vorbim noi? Duhul lui Dumnezeu e lăuntrul nostru și ne întreabă, ce vorbe sunt astea? Ce discutați voi? Care este scopul vostru? Care este gândul vostru? Dumnezeu să ne dea lumină. Și a început Domnul Iisus să intre cu ei în vorbă și a început să le deslușească scripturile. Oamenii ăștia cunoșteau scripturile, citeau în scripturi, au auzit despre legea veche, au auzit despre profeții, despre psalmi, au auzit ce era scris. Dar de data aceasta Domnul Iisus a venit, a zis că a început să le tălmăcească scripturile. N-au înțeles scripturile. Și a început de la Moise, a fost predica lungă, vreo 11 kilometri. Să mergi pe jos și tot să te întorci în spate, scuzați-mă, nepricepuților și zăbavnici cu inima, cum nu înțelegeți? Închipuiți-vă că oamenii ăștia se opreau în drum și la un moment dat se făcea așa în ei, nu? Să-mi zică cineva, măi, nepriceputule, cam cum m-aș simți eu, nu? Când este vorba să înțelegeți tot ce au spus prorocii, Dumnezeu să ne dea lumină. Dumnezeu să ne dea lumină prin puterea Duhului Sfânt. Atunci când venim la casa Domnului, atunci când deschidem cartea Domnului să citim cu rugăciune, Doamne, arată-mi Tu care-i voia Ta de aici, arată-mi Tu frumusețea Ta de aici, arată-mi Tu cât ești de minunat din cuvântul Tău, pentru că aici se revelează frumusețea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Au discutat mult și la un moment dat, oamenii aceștia, așa cum ați auzit că s-a citit, l-au invitat pe la ei acasă. Era târziu, el s-a făcut că merge mai departe. Și oamenii aceștia au zis, rămâi cu noi, le-a plăcut predica. Eu mustrada, le-a plăcut predica. Au primit predica, au înțeles scripturile și au zis, vino la noi, rămâi cu noi. Cât e de frumos să-L chem pe Domnul acasă. Să-L iei la tine, să nu-L lași la adunare. Pentru că Dumnezeu nu e numai de duminica și marți seara și joi seara. Să-L iei pe Dumnezeu acasă la tine. E adevărat că avem încercări și ne mai clătinăm în viața asta, că așa e, și viața de familie așa, și viața de biserică e așa. Toate sunt așa, dar să-L luăm pe Domnul Iisus acasă la mine, la noi. Și știți cum? Dacă vine acasă la noi, El are o pretenție. El se așează la locul lui. Se așează în capul mesei. Dacă eu sunt gazdă, nu? Și dumneavoastră veniți careva la mine acasă. Spuneți-mi, cine împarte pâinea? Gazda, nu? Cum de Domnul Iisus a mers acolo și a făcut-o pe șef acolo, nu?
Dar el era stăpân acolo, nu a făcut-o pe-a șeful. El era stăpân, a trecut în capul mieții, a ridicat mâinile și a binecuvântat pe Dumnezeu. A binecuvântat pâinea, a rupt-o și a dat-o și nu era vorba de cina Domnului acolo, că nu era pâinea și paharul. Acolo era ceea ce ne îngrijorăm noi în fiecare zi. Ori îmi avea pâine pe mâini. Ori îmi avea destulă și avem destulă, dar ori îmi avea mai multe. Și rupe și spune, Călin, ia o bucată de pâine de la Dumnezeu. Frate Nicolae, ia și mă dau o bucată de pâine. Am dus lipsă de ceva. N-am dus lipsă niciodată. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Când Domnul Iisus Hristos împarte pâinea, avem binecuvântare. Când Domnul Iisus are grijă și stăpânul casei, îl acceptăm ca stăpân al vieții noastre, Dumnezeu are grijă de viața noastră, are grijă de copiii noștri și nu trebuie să disperăm, nu trebuie să intrăm în panică, indiferent ce se întâmplă. Pe la noi ați auzit că a intrat panica asta în oameni pe hotarul de nord a țării. Cine ne va dispărți pe noi de dragostea lui Hristos? Când Domnul Iisus stă la masă, avem binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie binecuvântat. Și s-a întâmplat ceva atunci. Când împărțea el pâine acolo, ceva le-a atras atenția oamenilor acestora. Ce mâini speciale are ăsta, nu? Uite cum rupe, dar parcă l-am mai văzut noi. Dar parcă are ceva în mâini, are în palme ceva mai deosebit. Avea semnul lui. Semnul lui, semnul suferit, acolo unde ne-a scris pe noi, în palmele lui suntem scriși. El ne-a săpat acolo, numai ne-a scris cu pixul că să șterge aia. O săpat acolo, o bătut piroane acolo, pentru mine și pentru dumneata. Ne-a scris acolo, are semnele lui distinctive. Dumnezeu să fie lăudat. Dar s-a întâmplat ceva, el a dispărut de lângă noi, de lângă el. Din fața lor, de la masă. Și-a început atunci să dea roata înapoi și-a început să spună unul la altul, nu ne-ar dea nouă inima. Ne deslușea scripturile, el e Domnul, hai să mergem înapoi, la casa Domnului înapoi. Am lăsat tot și am venit înapoi la casa Domnului. Am venit înapoi la biserică, că nu e alt loc unde se revelează mântuirea, numai în biserică, în casa lui Dumnezeu. Și casa lui suntem noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar știți că Domnul Iisus de acolo, câteva zile mai stat cu el și a plecat la cer. Nu a rămas acolo. Spune cuvântul Domnului că i-a dus înspre Betania, pe un deal, așa, avea o vizibilitate bună acolo, era senin, cred că era senin, era frumos. Și i-a binecuvântat, a ridicat mâinile spre ei, i-a binecuvântat și încet așa s-au ridicat la cer și au început să se înalțe așa. Să uita ei, așa, el se ridica în sus și ei își înălța privirea după ei și au rămas blocați așa și se uitau la cer. Au rămas blocați așa și se uitau în sus. Și au venit un nor așa dintr-o dată și s-au interpus între ei, Domnul Iisus și ei. Și au rămas așa blocați și au venit niște soli cerești și au oameni buni, dar ce cu voi? Ce s-a întâmplat cu voi? De ce ați rămas așa? Ce stați și vă uitați în sus? Acest Iisus care a plecat la cer se va întoarce cum? La fel cum s-a ridicat la cer. Adică cum? Să dă bandă înapoi. Ei se uitau în sus, nu? A venit un nor și Domnul Iisus s-a ascuns dincolo de nor. Acum, cum o să vină? O să apară un nor, nu? Invers. Domnul Iisus vine din cer pe nori și noi, când vom vedea toate lucrurile acestea întâmplându-se, să ne ridicăm ochii spre cer și să privim că izbăvirea noastră este aproape. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Domnul Iisus va reveni înapoi și vom sta toți așa în poziție de drept înaintea Lui. Fiecare personal, nu o să fie nici păstori, nici părință, nimeni. Personal așa. Și o să dăm socoteală, personal. O să stăm în fața Lui. Când ai cântat atunci la albini, ce ai făcut? Cum ai cântat? Să te audă oamenii sau ai cântat pentru slava numelui Lui? Când ai făcut rugăciunea aia și te-ai rugat în data acutare la albin, ce ai făcut? Ai vrut să arăți oamenilor ce vocabular ai tu la rugăciune sau ai ridicat slava mea? Pentru că asta vrea Dumnezeu, că Dumnezeu nu împarte slava cu nimeni. Dumnezeu vrea să-i dăm toată slava Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. Și pe vremea mea, când eram mai tânăr, nu-s bătrân nici acum,
Când eram mai tânăr, făceam armată și atunci eu am fost scos în fața frontului odată pentru pedeapsă. Mi-am permis să fug din unitatea militară, asta însemna, știți ce însemna, frate bătrân, știți ce însemna, să fugi din unitatea militară. Mi-am permis să sar gardul, să fug, să mă duc la adunare. Și când am venit, a venit ofițerul serviciu la mine și mi-a spus, din momentul de față ești arestat. Da, am spus, sunt la dispoziția noastră. Am fost băgat la arest. Și dimineața, asta era seara, târziu, dimineața m-a scos în fața frontului. Eu eram unul din ăia pedepsiți. Și s-a rostit o sentință acolo, în fața frontului, pentru mine. Dar erau alții care au făcut treabă. Și au zis, cu tare, cu tare, cu tare, au măturat frunzele, cu tare, au făcut treaba lui și au făcut sectorul, să iasă în fața frontului. Au fost lăudați oamenii ăștia. O să vină Domnul Iisus și o să înceapă cu răsplățile. Și pentru cântare, și pentru post, și pentru jertfă, și pentru binefacere, și toate astea. La El sunt scrise, notate toate. Să ne întoarcem înapoi. Să ne întoarcem înapoi la casa Domnului, la biserică, să facem parte din această biserică și binecuvântăm pe Dumnezeu că ne-a onorat să facem parte din biserica Lui, să luăm aminte la cuvântul Lui, să ne rugăm ca El să ne-L deslușească și să fie slava Lui peste noi. Să lucrăm, să facem fapte bune, pentru că viața noastră se va sfârși, indiferent cât o să fie. Și la urmă, când vom da raportul, să nu plecăm capul în jos, să nu ni se umple fața de rușine. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să Îl întâmpinăm cu fruntea sus, să-L așteptăm și noi și să spunem, vino mai degrabă, Doamne Iisuse. Amin.